Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint cât de importante sunt griturile pentru porumbeii noștri. Astăzi filmăm din voliera tineretului, din voliera puilor și o să vă prezint griturile pe care le administrez eu atât puilor cât și perechilor de la matcă. O să pun pe pauză să merg să aduc griturile. Pe lângă grituri o să vedeți că mai administrăm și calciu. Dar imediat o să vă prezint aceste amestecuri și cantitățile care se pun. Am adus griturile și o să vă prezint metoda de administrare a mea. Este o metodă proprie. Mie mi-a dat rezultate, n-am avut niciodată probleme cu porumbeii. Aici avem un calciu, carbonat de calciu, pe care l-am luat de la farmacia veterinară. Aici avem un grit din cărămidă roșie. O să filmăm și în sac. Cred că se poate observa. Iar aici avem un grit de la Natural, o firmă cu care eu lucrez foarte des. Aici avem un amestec de cărămidă roșie, scoică, piatră, dar să vă prezint imediat. Aici avem hrănitoarea în care administrăm grituri porumbeilor și o să mai punem câte puțin ca să vă explic. Punem o mână de grit roșu, o mână de grit cu scoică, iar și cu piatră. Și aici, peste acest amestec, presărăm calciu lactic, care ajută puii noștri să fie cât mai puternici. Le amestecăm griturile în așa fel încât calciu să intre printre grit. După care așezăm capacul hrănitorului cu grit. Iar porumbeii noștri vor servi griturile din acest hrănitor. Eu administrez tot timpul anului aceste grituri și, așa cum vă povesteam și mai înainte, porumbeii sunt voioși și puternici și nu am avut niciun fel de problemă de când le administrez aceste grituri. Ia uitați. Acestea sunt griturile pe care eu le administrez porumbeilor. Sunt niște grituri care nu costă foarte mult, dar sunt foarte eficiente pentru porumbeii noștri. Ia uitați. Pui de 2017, cât de puternici și plini de viață sunt. Acesta a fost video în care v-am prezentat griturile pe care eu le administrez porumbeilor. Sper să placă acest video și să le fie de folos columbofililor începători. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!